Nu li s-au emis facturi. Ei sunt blocați. Pentru că nu pot demonstra că își plătesc. Deci este rea intenție și desigur o să cer un punct de vedere. Chiar azi este ședință de Consiliu Local cu Marele Puc, care e depășit de vreo 8 ani. Adică efectiv este trist și este trist că sunt foarte, foarte mulți incompetenți care profită de buna intenție, de timpul și de banii unor oameni care au investit nu în ultima lună, ci în ultimii ani sau zeci de ani în Timișoara, pentru ca tinerii să vină să se distreze, pentru că știți, Timișoara fiind oraș universitar, are nevoie de foarte multe locuri de divertisment pentru tineri. Timișoara nu este un oraș de pensionari, sunt criză acum tot ce înseamnă distracție. Adică de asta și se dezvoltă ritmul ăsta și partea de dezvoltatori imobiliari vin în Timișoara, pentru că asta este. Mergeți, eu merg în Caraș, nu în weekend, să vedeți câte zeci de mii de mașini vin din Caraș și din zona Olteniei sau din Hunedoara. Adică nu îi putem pe băieții aia să-i ținem într-un singur loc ca și comuniștii, nu? Pentru că asta eu denotă o ciudățenie, să ai intenția să un grup mare de oameni să-i postezi în două sau trei locuri din oraș.